Bună seara, doamnelor și domnilor, ne reîntâlnim la emisiunea Cronica Giurgiuveană, așa cum v-ați obișnuit în fiecare vineri, seara la ora 21. Înainte de a veni la emisiune, soția mea mi-a spus că moșii sunt mai răi decât babele. Nu am realizat, m-am urcat în mașină și pe drumul gândeam ce-a vrut să spună cu moșii și cu babele. Am realizat că de fapt se referă la tradițiile noastre populare în care la începutul lunii martie sunt babele și vremea e mai rece, după care urmează moșii și vremea începe să se schimbe, să simțim primăvară. Atunci am realizat că de fapt și vremea, dar și vremurile care le trăim au luat o raznă. Aș fi vrut să încep această emisiune într-un ton mai optimist și să vă spun că oamenii care conduc destinele noastre astăzi au pus prima piatră de temelie la construcția unei fabrici. Unei fabrici în care oamenii să aibă un loc de muncă ca să nu le mai fie frică de ziua de mâine. Din păcate, nu pot să vă transmit mesajul ăsta. Ba dimpotrivă. Vom discuta împreună cu invitatul meu despre lucruri care, sincer vă spun, nu-mi fac plăcere. Invitatul meu din această seară este domnul Florian Velicu, căruia îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bună seara, domnul Mandu, bună seara, giurgiuvenilor, și împărtășesc și eu întocmai tot ce ați spus dumneavoastră în preambulul acestei emisiuni. Domnul Velicu, am asistat împreună la ultima ședință a Consiliului Local, ultima din luna. Să sperăm că Să nu ultima. sperăm că nu ultima din mandat, da. Și sincer, am simțit un gust amar. Dar cred că ar fi mai indicat să le explicați dumneavoastră cetățenilor acestui oraș și mai ales oamenilor care ne urmăresc, ce v-a determinat până la urmă să nu fiți de acord cu anumite puncte de pe ordinea de zi, cu anumite proiecte care v-au fost propuse. De ce nu le-ați votat? Domnul Mandu, eu am mai avut o intervenție zilele trecute la televiziune, tot în clarificarea acestei situații, pentru că am asistat cu stupoare atât pe rețelele de socializare, Facebook și altele, precum și pe ziarele online, toată presa locală în general, care una dintre, sau o parte din această presă se comportă într-un mod nu tocmai normal, ca să spun așa. Se vede clar că sunt părtinitori cu o anumită zonă politică și din punctul ăsta de vedere modul în care și deontologia cu care își fac treaba lasă mult de dorit. Dar revenind la subiect, noi am Domnul spus. Velicu, mă scuzați că vă întrerup. Spuneți. E punctul dumneavoastră de vedere, dar să știți că și opozanții dumneavoastră politici cred despre cealaltă parte, să zicem, a presei, că nu respectă normele deontologice. Bun, eu am spus un punct de vedere care este personal Am și înțeles. mi-l asum. Revenind la problema ședinței de Consiliu, au fost intervenții și din partea mea și din partea colegilor consilieri referitoare la acea problemă cu platforma IT pe care noi sau care ne pune administrația locală, executivul primăriei la dispoziție. Și de data aceasta a fost o situație în care nu s-au putut deschide materialele de pe tabletele electronice care le folosim pentru a ne documenta. Ăsta a fost primul motiv și eu vă spun cu mâna pe inimă și cu cea mai mare responsabilitate, nu este o invenție, așa cum încearcă primarul Barbu să o zugrăvească pe unde prinde. Văd că este o disperare totală să se victimizeze din toată treaba asta. Noi discutăm acolo de aprobarea unor documentații care țin de investiții importante pentru giurgiuveni. Vorbim de parcări. Vorbim de că nu ne pasă de copiii din Giurgiu, Doamne ferește.
Cum poți să spui așa ceva? Și pe această cale îi atrag atenția domnului primar că modul în care încearcă să expună lucrurile mă duce cu gândul mai repede către o influențare sau o impunere a votului din partea dânsului. Adică noi trebuie să votăm cum vrea dânsul. Domnule primar, noi avem responsabilitate acolo. Ați fost consilier 4 ani de zile, ați fost coleg cu mine în mandatul celălalt și mă gândeam că poate ați înțeles că răspunderea este personală pentru modul cum votezi. Așa că terminați cu aceste acuze care nu au niciun fundament. Mai bine vă uitați la problemele cu care se confruntă comunitatea din Giurgiu și mai bine vă gândeați la aceste investiții să le faceți într-un timp util. Ați avut 4 ani și 8 luni de mandat, 3 ani și 8 luni de mandat până în momentul ăsta. Deja discutăm de lucruri care ne duc la limita și nu vreau să folosesc cuvinte grele. Nu, Benicu. Dom'le, eu încerc să-l înțeleg pe domnul primar. Încerc nu să-i acord circumstanțe atenuante, că nu e calitatea mea. Dar încerc să găsesc, eu știu, o explicație a modului în care dumnealui se comportă acum. Posibil că în ultima perioadă a realizat că nu mai are nicio șansă ca dumnealui să ajungă primarul acestui oraș și teama naște monștri. Și atunci încearcă pe orice cale să se victimizeze. La urma urmei, dumneavoastră nu ați spus că acele lucrări să nu se execute, ba dimpotrivă, să fie amânate până veți intra în posesia documentelor. Mi se pare normal să știți și dumneavoastră cam ce valoare au lucrările și cum se cheltuiește banul public. Și să vedem cât sunt de oportune acele lucrări, pentru că s-ar putea unele dintre ele să nu fie chiar atât de necesare imediat. Eu vreau să vă întreb altceva. S-a mai întâmplat în acești 4 ani de zile să nu vi se prezinte, eu știu, informațiile necesare pentru a putea vota un proiect de hotărâri și dumneavoastră, consilierii locali, l-ați votat? Fără să fiți o astfel de situație similară cu aceasta de acum, nu mi-amintesc să se fi întâmplat. Spun de ce. De ce spun că nu mi-amintesc să se fi întâmplat? Pentru faptul că această ședință a fost una atipică. Ședința trebuia să se desfășoare în luna februarie, domnul Mandu. Ședința ordinară era aferentă lunii februarie. Ea a fost împinsă tot mai departe, invocându-se de către domnul primar, care susține cu vehemență că dânsul numai adevărul îl spune, că nu sunt niște avize pentru niște puzuri care trebuiau supuse aprobării, că mai trebuiesc așteptate nu știu ce documentații, că la Consiliul Județean nu funcționează compartimentul urbanism și de acolo trebuiau să vină aceste avize. De fapt și de drept, adevărul era cu totul altul. Excluderea viceprimarului Vladu. Deci acolo era ținta, se doreau a fi îndepliniți toți pașii care erau necesari pentru această excludere. Și ăla a fost motivul principal pentru care a fost amânată ședința ordinară din februarie în martie. Asta pe de o parte, ca să clarificăm o dată situația. În altă ordine de idei, compartimentul acesta, IT, sau nu vreau să pun într-o lumină proastă persoanele care lucrează acolo, dar am discutat cu una dintre persoanele de acolo în urmă cu ceva timp, înainte de ședință, cu 10 zile, hai să zic maxim 2 săptămâni, tot în ideea că nu funcționează tableta. Și domnul respectiv mi-a spus: domnul Velicu, nu pot să vă dau niciun fel de răspuns în acest moment, datorită faptului că sunt niște probleme cu acel server care găzduiește această platformă, în fine, chestiuni tehnice, da? Dar se va rezolva maxim 2-3 zile. Domnul Mandu, vă spun cu cea mai mare sinceritate, am fost sunat cu o jumătate de oră înainte de ședință de un domn care era și în sala de ședință, de la același compartiment IT, și mi s-a spus că funcționează această platformă, dar în format PDF. Erau 63 de puncte pe ordinea de zi, plus încă 5-6 informări. Știți că dura să deschizi un singur punct de pe ordinea de zi în formatul PDF de care îmi spunea domnul de la IT?
minim un minut. Dați-vă seama ce ar fi însemnat să te documentezi cu o jumătate de oră înainte de ședință. Deci numai ca să deschizi. Numai ca să le deschizi, îți trebuia o oră și ceva, fiecare punct. Nu să le aprofundezi. Da? Și vreau să vă spun că în timpul ședinței m-am chinuit să deschid două puncte, două. E, acele puncte de fiecare dată am deschis primul într-un final, după ce l-am deschis am vrut să trec la un altul, ieșea din platformă. Iarăși trebuia introdus codul și toate, parolă și toate cele. Adică sunt niște probleme clare care țin de această situație. Nu vrem să ne disculpăm în niciun fel. Nu sunt genul de om care să fac circ, așa cum a susținut domnul primar la o altă televiziune acum câteva zeci de minute. Și ce m-a deranjat foarte tare este faptul că a atras atenția, că ia serios în calcul ca la toate ședințele care vor urma de acum încolo să nu mai fie televizate. Eu nu știu în ce măsură dânsul poate să ia această decizie. Dânsul are calitate de invitat și o spun de câte ori am ocazia, mai ales că voi fi președintele de ședință în următoarele ședințe și chiar cunosc regulamentul de funcționare al Consiliului Local. Asta pe de-o parte. În altă ordine de idei, a spus că dacă lucrurile vor continua în aceeași manieră, există posibilitatea să nu mai facă decât o maximă o ședință până la final. Domnule primar, dumneavoastră discutați de administrație publică în interesul cetățeanului. Drept urmare, vă atrag atenția că trebuie să faceți ce spune legea, nu ce vreți dumneavoastră sau partidul din care proveniți. Până la urmă, ce nu s-a votat? Am înțeles că nu s-au votat niște amenajări de parcări, da? Da. Locuri de joacă, nu? Da. Și ce a mai a fost un punct care nu s-a votat? Parcări, locuri de joacă, astea au fost cele mai vehiculate proiecte, că n-ar fi fost votate și că avem noi ceva cu oamenii care n-au unde să-și parcheze mașinile și n-au... Domnul Mandu și doamnelor și domnilor, din punctul meu de vedere, modul în care a fost făcut administrația publică locală de către primarul manager Barbu în ultimii 3 ani și 8 luni lasă mult de dorit. Și vă spune un om care ieri am lăsat 10 minute din activitatea cotidiană și m-am deplasat la faimoasa lucrare de pe canalul Cama. Ca să începem cu începutul. Am făcut și câteva poze și am rămas crucit. De ce? Sunt probleme de execuție. Nu mai discut de faptul că nivelul apei Dunării în momentul de față este față de ultimul compartiment al acelei lucrări, că sunt acolo trei module. Da? Ultimul modul, cel mai către Vestalpine, este un pic mai jos. Nu știu cine a fost cu ideea asta. Nu știu, cine a proiectat. Domnilor, nu știu cine a urmărit lucrarea, dar am să încerc să aflu. Discutăm de 300.000 de euro bani europeni și 100.000 de euro bani de la bugetul local. Bani care se adună cu greu, bani care sunt plătiți de giurgiuveni cu mari eforturi, da? Și se duc pe apa sâmbetei, cum se spune în popor. Am făcut și poze acolo, vă spuneam, și am vrut să văd eu cu ochii mei cum stau lucrurile. Se vede foarte clar că lucrarea a fost făcută repede, ca să se poată încasa banii. Se vede foarte clar că proiectul a fost făcut pe genunchi. Eu vă întreb altceva. Cine execută lucrarea? Pentru că contractantul lucrării a refuzat să mai execute lucrarea. Nu, eu nu mă refer la faimoasa ecluză, pentru că acolo este numai mintea luminată a primarului manager Barbu. Eu am spus-o la începuturi, când s-a cerut acordul Consiliului Local, înainte să fie exclus, cred, prima dată, dar nu vreau să intru în detalii, că nu asta, nu mai vreau să comentez lucrul ăsta. E problema mea, o gestionez așa cum consider eu mai bine, nu vreau să plictisesc oamenii cu problemele acestea. Dar acea ecluză este o tâmpenie și în seara asta a susținut aceeași tâmpenie. Dom'le, eu am fost și un pic, am lucrat în construcții și am ajuns chiar un șef de șantier printr-un șantier prin Italia în anii 90. Așa că știu foarte bine cu ce se mănâncă astfel de lucrări. Dânsul susține că acea investiție este foarte oportună, având în vedere faptul că aceste cote ale apelor Dunării fluctuează. Da? Bun. În ideea dânsului, că asta a fost ideea de bază și acolo deja încep să-mi dau seama că
fie n-a fost sfătuit corect, fie nu acceptă niciun fel de sfat. Și cred că merg mai repede pe a doua variantă, că îl cunosc deja foarte bine. Dânsul, cine îndrăznește să-i dea un sfat, o ia deja ca un afront și deja trebuie să se răzbune pe el. Probabil e deținătura adevărului absolut. Așa crede, dar i-am dovedit eu de câte ori am avut ocazia că nu este așa. Chiar dacă dânsul spune că sunt un circar, că... În fine, rămâne de văzut. Eu sper să conving giurgiuvenii că nu este așa și cred că lucrurile vor veni de la sine. Revenind la problema cu această ecluză. După opinia dânsului, ea ar fi oportună pentru faptul că va menține un nivel dincolo de ecluză, da, față de nivelul Dunării, așa cum și-ar dori cineva. Nimic mai fals. Zona respectivă este, cum să zic, e un teren nisipos acolo, care drenează foarte ușor, da? Sigur, și automat, pe principiul vaselor comunicante, nivelul din canal va fi tot timpul apropiat de cel din Dunăre, pentru că apa se egalizează într-un final. Vă dați seama ce ar însemna să faci o instalație de pompe care să pompeze apă din Dunăre în acel canal să menții un nivel? Ca să ne putem plimba cu bărcuțele? Mie mi s-a părut utopică din start și același lucru pe care susțineți dumneavoastră l-am susținut și eu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi aprobăm în Consiliul Local indicatorii tehnico-economici. Noi aprobăm oportunitatea unei astfel de investiții. Nu noi urmărim lucrarea în sine. Nu, eu vă înțeleg acum, dar nu v-am înțeles de ce ați votat atunci. Dacă acum, sincer vă spun, am zis, uite, domnule, că se poate. De ce atunci nu a existat aceeași unitate și să-i spună primarul ăsta? Eu v-am spus... Bă, băiete, nu e bine ce faci. Nu mai știu când a fost, dar pot să mă edific pe treaba asta. Pot să verific când a fost această ședință unde eu am ridicat problema și am spus că nu este oportun să cheltuim 17 miliarde pe ecluză care nu va atinge scopul niciodată. Ori o prindem într-un proiect european, dar cred că sunt alte probleme mult mai importante decât zona de promenadă, că... Nu vreau să mai intru în detalii, dar am văzut, pe lângă mizeriile de pe Facebook, am văzut și oameni care spuneau, ridicau probleme extrem de importante. Domnilor, lăsați-ne cu locurile de joacă, noi avem nevoie de locuri de muncă. Lăsați-ne cu nu știu ce invenții de ale primarului, că noi avem probleme cotidiene. Chestiuni de genul ăsta, adică trebuie pus în balanță care e necesitatea comunității, pe lângă ce vrei tu să faci. Să nu ne ascundem pe dege și să spunem adevărul. Domnul primar, de fapt, și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, își lăsase aceste ultime lucrări, erau jucăriile lui, cu care vroia să adoarmă vigilența oamenilor, adică un fel de jucărie electorală. Ori, lucrările despre care se tot face tantam că dumneavoastră sunteți împotriva cetățenilor din Giurgiu, e o mare minciună. Așa cum spunea și dumneavoastră, se victimizează. Dumneavoastră nu a solicitat decât o amânare pentru următoarea ședință. Dar eu am făcut intervenții cu subiect și predicație. Da. Am spus, domnule primar, nu mai dezinformați opinia publică. Exact. Discutăm de o amânare până la următoarea ședință pentru a ne putea documenta, pentru a ne putea edifica și pentru a vedea dacă este oportun sau nu să facem astfel de investiții. Domnule, pentru primar, că... eu am scris lucrul ăsta, a lui asta iarna a realizat că nu se pot curăța străzile de zăpadă pentru că nu sunt locuri de parcare. Până acum nu a realizat lucrul ăsta. Ce mă surprinde pe mine e cum a putut să realizeze lucrul ăsta, pentru că dumnealui a fost plecat pe la Bansko, sau cum îi spunea, stațiunea aia din Bulgaria. Când putea să se dea cu schiurile prin Giurgiu. Pe urmă a venit în Giurgiu la o televiziune, nu-i dau numele pentru că nu intenționez să-i fac publicitate, a înregistrat ca și cum și ăștia în fiecare seară îl arătau pe primar, ca și cum primarul era în oraș și era ocupat și preocupat de dezepezirea orașului. E, domnul primar ce nu știe, și am să-l informez pe această cale, că zilnic primeam informații de la viceprimarul Vladu și de la viceprimarul Popazu legat de faptul că dumneavoastră erați plecat cu schiulețele. Și să nu mai mințiți oamenii și să le spuneți că dumneavoastră ați fost în oraș în perioada dezăpezirii. De dezăpezire s-au ocupat cei doi viceprimari, nu dumneavoastră. Să fie clar. E, faptul că totuși ați reușit să vedeți un lucru care ar fi trebuit să-l vedeți, eu știu, din perioada în care dumneavoastră făceați parte ca și consilier local și l-ați văzut
asta înseamnă cam 8 ani de zile, totuși e un lucru bun că ați reușit să vedeți lucrul ăsta. Dar o lună de zile sau eu știu, poate mai puțin, până oamenii ăștia, consilierii locali, se edificau vis-a-vis de oportunitate și valoarea lucrărilor, nu era nicio grabă dacă dumneavoastră erați așa, un om drept și cinstit și realizați că, de fapt, nu ați făcut altceva decât să vă mai faceți niște jucărele pentru campania electorală. Bun, revenind la exemplu pe care l-am dat cu canalul Cama, este unul dintre ele. Al doilea exemplu pe care l-am dat este tot legat de un proiect european, cel de la Piața de Gros de Pește. Un alt exemplu, în urmă cu câteva zile a venit o persoană destul de supărată la mine, m-a căutat și mi-a spus despre modul cum au fost făcute asfaltările în zona abatorului, fostului abator, străzile acelea care au fost asfaltate în ultima perioadă. Și persoana respectivă chiar m-a invitat să merg eu să văd dacă este normal ce se întâmplă. Asfaltul se ia cu mătură, înțelegeți? În anumite zone. Deci, lucru de mântuială făcut pe bani mulți. În aceste condiții, întreb eu cetățenii, nu considerați că noi trebuie să fim mult mai atenți atunci când aprobăm astfel de investiții făcute din bani publici? Nu considerați că acei bani puțini pe care administrația locală îi are la dispoziție în acest moment, care se adună destul de greu, ar trebui chipzuiți mult mai bine și direcționați către probleme care sunt stringente și de absolută necesitate ale oamenilor? Eu nu contest că problema parcărilor nu este importantă, este foarte importantă. Am înțeles că sunt probleme în zonele de blocuri din cartierul Tineretului. Este evident, că acolo, fiind un cartier muncitoresc gândit inițial, în momentul de față, oamenii având o mașină per apartament, vă dați seama, sau una la două, trei apartamente, deja există o problemă. Trebuie rezolvată acea problemă. Dar trebuie prioritizate aceste investiții. Ele trebuie bine verificate și v-am spus, motivele principale sunt, i-am dat credibilitate domnului primar într-o bună perioadă de timp până când să ajung eu să am discuții în contradictoriu cu dânsul pentru fapte foarte clare. Domnul primar le cunoaște pe toate. Domnul primar, dacă ai îndrăzneala să-i spui că lucrurile nu stau așa cum le vede dânsul, deja ți-ai făcut un prieten pe viață. Deci lucrurile astea nu pot funcționa. Noi acolo nu suntem în subordinea primarului, noi suntem forul legislativ al UAT-ului Giurgiu, noi decidem ce trebuie făcut, iar executivul care e condus de primar le pune în aplicare. Cu părere de rău vă spun eu, Velicu, dacă dumneavoastră sunteți legislativul și puneți în aplicare ce propune, eu știu, primăria, în ăștia 3 ani și 8 luni de zile, cum spuneți dumneavoastră, din punctul meu de vedere, și cred că sunt în asentimentul majorității celor care ne privesc, ați aprobat foarte multe prostii. Să știți, știți că de ce le spun prostii? Acum vorbiți de prioritizare, de eu știu, o gândire de ansamblu, ce este mai important pentru cetățean. Cu tot respectul, domnul Felic. Domnule, eu știu că dumneavoastră ați avut o perioadă de întrerupere ale mandatului. Aici vreau să ajung. Ceilalți colegi ai dumneavoastră, cum au fost, domnule, cum au putut să fie de acord să-și bată joc de banii oamenilor? De ce, domnule, eu sunt convins și am curat să bag mâna în foc, na, că așa se spune pe românești. Cu banii care s-au cheltuit în mandatul ăsta, se puteau crea cel puțin 500 de locuri de muncă. Sunt convins că se puteau face multe. Noi credeți că părinții copiilor sunt atât de bucuroși că copiii se dau în legănuțe, dar când n-au bani să le cumpere un caiet pentru la școală? Ce ar fi preferat părintele ăla? Să aibă un loc de muncă și să aibă posibilitatea să-i asigure copilului un minim necesar? Sau să-l ia pe copil și ca să-i treacă de foame să-l dea în legănuțe? Da, aici este o situație care orice om normal îl poate mișca și trebuie să gândim așa cum ar trebui să gândească un om responsabil, în primul rând. Este o situație destul de delicată în Giurgiu legată de problema locurilor de muncă.
administrația publică locală în mod direct poate crea locuri de muncă acolo unde, să zicem, sunt investiții făcute direct de administrația publică locală. Spre exemplu, avem proiecte europene de anvergură, da? Unde pot lucra zeci sute de oameni din Giurgiu. Da? Asta înseamnă că ar trebui o preocupare mult mai serioasă pentru aceste probleme. Giurgiu are probleme, în primul rând, de ordin general, să spun așa. Sunt cartiere care trebuie regândite de la A la Z dacă vrem să schimbăm fața orașului. Nu mai merge cu cârpeală, pentru că s-a făcut cârpeală în ultimii ani, cum s-a știut mai rău, să spun așa. Este o chestiune care pe mine mă lasă fără cuvinte câteodată și credeți-mă, și am spus-o de câte ori am avut ocazia, am momente în care spun că mi-e rușine să spun că sunt consilier. Da. Datorită faptului că m-am văzut în imposibilitatea de a convinge pe unii dintre colegi care nu știu din ce motive s-au comportat așa și n-au vrut să țină cont de realitățile momentului și să vadă că anumite proiecte nu erau oportune și nu trebuiau făcute în momentul ăla, ci trebuiau făcute și prioritizate altfel investițiile. Sau acele proiecte de care dumneavoastră spuneți că ele au fost aprobate într-un mod mai mult sau mai puțin haotic și inexplicabil. Explicațiile pot fi de mai multe tipuri și nu vreau să intru în detalii în momentul ăsta, pentru că eu am mai făcut treaba asta, am mai explicat-o. Sunt anumite persoane care nu pot ridica nici măcar probleme pertinente, pentru că, spre exemplu, genul consilierilor PSD în momentul de față din Consiliul Local. Ei nu pot ridica nici măcar probleme pertinente legate de proiectele de hotărâre, pentru că se supără șeful de partid. Ce praga, ce probleme se ridice noi? Că... Păi, acolo iarăși o problemă, domnul Mandu. Știm foarte clar. Problema încălzirii orașului este una dintre problemele care trebuie soluționată, dacă se poate, definitiv și cât se poate de eficient. Pentru că acolo este o cârpeală care se face de la an la an, pe bani mulți. Aici e problema și vreau să punctez treaba asta. Discutăm de, în iarna asta s-au luat împrumut 1.000.000 și un pic de euro pentru subvenționarea gigacaloriei, da, care s-au dat avans pentru achiziționarea de gaz necesar pentru încălzirea orașului. Doamnelor și domnilor, dacă mergem în ritmul ăsta încă 10 ani de zile, administrația publică locală intră în faliment. Nu știu dacă 10 ani, cred că e mult 10 ani. Asta pe de o parte. Lămuriți-mă și pe mine, eu am un nebulaș. Centrala termică, electrică, centrala termică, că nu mai e electrică. Nu mai e electrică, da. Aparține municipalității? Da. Bun. Între municipalitate și CET există un intermediar care distribuie agentul termic? Păi, o firmă? Există sau nu? Atât. Există o firmă, da. Bun. Pentru ce este necesară firma asta când este al meu și eu pot să gestionez agentul termic? Ca să umflu prețul gigacaloriei și să fac împrumut de 1.000.000 de... Eu am ridicat problema asta de fiecare dată. Aici sunt chestiuni care sunt de substrat și, cum să zic, fac parte dintr-o strategie a unor oameni. Nu se numește căpușe firma aia? Da, se poate numi și așa. Căpușează, dom'le, bugetul. Se poate numi și așa, pentru că automat orice cheltuială care este în plus, care este în plus, este evident că se duce într-un buzunar, să zic, un pic mai mult sau mai puțin nefiresc. Ca să nu intrăm în detalii care pot aduce acuze. Da. E un domn aici care se joacă cu nervii mei. Rog regia să nu mai dea niciun mesaj. Cred că m-ați auzit. Mulțumesc. Eu cred că în viața asta noastră orice are o limită. E vorba de limita aia bunului simț, ca să nu mai vorbim de cei 7 ani de acasă. Aș fi vrut ca cel care scrie să întrebe ceva pertinent, ceva legat de, eu știu, de ce dumneavoastră consilierii ați aprobat până acum, nu știu, atâtea lucruri care nu sunt tocmai... Sau punctuale, de ce aia, de ce nu aia. Dar chestii din astea personale, vă rog să mă credeți. Stimate domn, dacă ne urmăriți, apelez la dumneavoastră, am o rugăminte. Fiți, domnule, decent și nu încercați să
vorbit lucruri pe care eu unul nu le cunosc și nici nu vreau să intru în amănunt. Domnul Veliu, deja am început puțin să mă enervez și nu e menirea mea să mă enervez. Nu știu care este motivul, dar într-un fel sau altul mi-am făcut o imagine. Trebuie să fiu calm, trebuie să vorbim despre lucruri care într-adevăr îi privesc pe acești oameni, care mă întâlnesc cu ei, sincer vă spun, domnul Veliu. Unii, cel puțin acum după ultima ședință a Consiliului Local, m-au spus, băi, zice, de ce nu a fost așa totdeauna? Acum e greu să ne schimbăm părerea pe care ne-am făcut-o despre ei. Pentru că până acum n-au dat dovadă de verticalitate, de cinste, de responsabilitate și de respect față de noi, cei care am ales. Da. Pertinentă observația și dumneavoastră știți foarte bine că eu am încercat și au mai fost încă să știți că unul sau doi colegi. În pofida a ceea ce ați făcut, vrând nevrând, sunteți prins în aceeași categorie. Eu, unul, cunosc problemele cu care dumneavoastră v-ați confruntat de-a lungul acestui mandat și le știu foarte bine, le-am discutat și le-am prezentat chiar și în cadrul emisiunii noastre. Numai că lucrul ăsta ar trebui știut de toți oamenii și chiar o să încerc să spun, domnul Velicu, pentru cei care nu știu, aproape jumătate din mandatul ăsta, când a fost dat afară, când a fost reprimit, când iar a fost dat afară și lucrurile astea tocmai datorită faptului că domnul Velicu a fost unul dintre puținii consilieri care s-a interesat de problemele pe care dumneavoastră le aveți și a devenit incomod. Da. Tocmai asta vreau, asta voiam să spun și eu. De fiecare dată când am încercat să iau atitudine contrară dorințelor și voinței domnului primar Barbu, m-am ales cu tot felul de repercusiuni de mai multe tipuri, ca să nu intrăm în detalii. Asta nu este o... Nu mă disculp. Și nu vreau să mă victimizez, departe de mine gândul. Mi l-am gestionat singur. Pentru domnul Barbu, eu de 2 ani de zile eram scos din jocul politic din Giurgiu, de parcă dânsul m-ar fi pus consilier, nu cetățenii, prin votul a 1700 de oameni cât a fost nevoie ca să poți să ajungi consilier. Dar asta voiam să atrag atenția ce înseamnă să ai o atitudine verticală prin care să încerci să arăți acolo unde se greșește și modul, cum înțeleg unii, care vremelnic au oare și ce putere în mână, cum înțeleg ei să se răzbune pe persoanele care încearcă să arate adevărul adevărat și să ia atitudine în conformitate cu situația dată. Îmi cer scuze că mi-am adus aminte de un episod din ședința Consiliului Local, când dumneavoastră ți-a arătat tichetul ăla de călătorie gratuit pentru pensionari. Da, l-am... Care, de fapt, l-am adus și în seara eu asta. Cred că... Nu știu dacă se poate focaliza. Puțin mai sus. A, așa. Da. Se vede undeva acolo jos, primar Barbu Nicolae. Asta este o mizerie și o campanie electorală ieftină făcută pe bani publici ai administrației publice locale. Domnul Veric, ce vreau să vă întreb? În perioada când exista Tracomul, dumneavoastră erați deja consilier local, se plătea de către primărie 800 de milioane de lei pe lună pentru gratuitatea celor care circulau cu autobuz. Da? Persoane cu handicap, pensionari, elevi. Da. Bun. Domnul primar, în ședințele Consiliului Local, una din motivația pe care dumneavoastră a susținut sau și-a argumentat intenția de a desființa Tracomul a fost și acești bani pe care îi considera dumnealui că sunt aruncați pe apa sâmbetei, că nu pot fi justificați, că nu știu ce, că bla bla bla, că bla bla. A apărut firma asta în minune, nu știu cum se numește firma, Liber Transcom. Liber Trans, așa. Bun. La urmă, e un operator care, nu știu, nu cunosc persoana, nu discut de persoană, eu discut de situație în sine. A apărut această societate comercială, a preluat serviciul acesta public
și îi se plătește 900 de milioane fără să aibă nici o evidență a câți oameni circulă cu autobuz. Atunci, eminența cenușie a domnului primar a considerat că trebuie să mai cumpere niște aparate care să bage tichetul, care tichet nu condiționează câte călătorii faci. Poți să faci și 10, poți să faci și 1. Eu mai vreau să-l arăt odată. Ia uitați-vă ce spune acolo. Card de transport local, categoria subvenționată. Da. Da? Da, subvenționată. Primar Nicolae Barbu. Etna lui din surse proprii plătește această subvenție, nu din banii. E nevoie să mai reamintesc ce am spus în ședința de Consiliu? Da. Eu mai puțin. Ca să-mi termin ideea și o să vă rog pe dumneavoastră să mă completați. Domnul primar, în momentul în care dumneavoastră i-ați atras atenția că nu e campanie și e josnică campania pe care vă faceți, încercați să-i mințiți pe bieții pensionari, când de fapt noi, consilierii locali, am aprobat acest lucru și nu este meritul dumneavoastră, și ați cerut să se retragă aceste Da, am cerut să le retragă pe toate acelea care au... A spus, zice, domnule, nu, că eu n-am nicio treabă. Cardul ăsta a fost făcut de către firma prestatoare de servici. Acum eu vin și vă întreb pe dumneavoastră. Acolo scrie primăria municipiului Giurgiu. Domnule, da? O secundă, domnule. Este primăria noastră. Ăla poate să facă, omul ăla sau patronul sau cine e, să emită un document cu sigla, cu antetul primăriei, fără să aibă acceptul primarului? Sub nicio formă nu. Asta vreau să vă întreb. Și atunci, de ce încerca să ne prostească și să spună, nu eu l-am făcut, l-a făcut firma prestatoare de servicii? Dar știți unde a venit surpriza legată de această problemă? Și acum, vreau și cu asta închei după subiectul ăsta, o doamnă administrator a unei societăți, cum îi spunea, la... Manic. Da. Acum, lămuriți-mă, care e problema acolo? Doamna respectivă, întâmplător, s-a adresat către... sau întâmplător sau nu, s-a adresat către mine și mi-a spus că societatea... Era vorba de un aviz pentru o autogară, documente necesare pentru autoritatea rutieră să emită autorizațiile necesare pentru această autogară. Iar doamna respectivă, văzând că eu am ridicat această problemă și am propus primarului ca pe banii dânsului să retragă toate cardurile astea care au campania electorală pe ele și să le refacă cu Consiliul Local, care este de fapt entitatea care subvenționează aceste călătorii ale celor care beneficiază de așa ceva, a ridicat o problemă extrem de interesantă. Că acea autogară care se vrea a fi înființată ar fi a aceleiași persoane care sau administrator sau patron sau cel care a făcut solicitarea către primărie, ar fi același patron ca și cel de la Liber Transcom. Deci nu e nimic întâmplător aici. În altă ordine de idei, după ședință am deschis în formatul PDF care durează cât v-am spus că durează să văd și eu dacă într-adevăr are dreptate doamna respectivă. Doamna respectivă întâmplător sau nu are dreptate. Adică, a venit solicitarea astăzi, domnul primar Barbu se făcea că nu știe despre ce e vorba. Cine, da. De domnule, ce inițiatorul știi cine e? Tocmai primarul Barbu, semnătura dânsului. Deci, documentul a venit azi, s-a înregistrat azi, astăzi s-a făcut inițierea proiectului de hotărâre, astăzi s-a făcut și raportul de specialitate și referat și tot ce trebuie. Semnătură primar Nicolae Barbu. Domnule primar, nu ne mai subestimați și nu mai mințiți într-un hal atât de josnic, pentru că nu faceți altceva decât să vă aduceți de servicii dumneavoastră și puneți într-o lumină proastă toată administrația publică locală. Deci, o mizerie mai mare credeți că poate fi? Eu mă abțin. Telespectatorii noștri pot să spună dacă e sau nu. Dom'le, dar nu are niciun drept să facă așa ceva. Eu am mai avut o... Dar eu știu că există o lege care interzice în timpul... Că n-a început campania electorală să promoveți un astfel de... Domnul Mandu, putem discuta și de cum să zic, normalitate și de
felul în care se încearcă să se face campanie electorală, în contextul în care dânsul acuză pe toate părțile că noi suntem în campanie, că dânsul nu face campanie. Ați văzut și dumneavoastră intervențiile, bine, nu numai datorate dânsului, ci și datorate președinților de ședință care îi permit asemenea intervenții nesfârșite, adică ne ține acolo o polologie, în contextul în care dânsul trebuie să vorbească numai la subiect și numai întrebat. Altfel nu poate să vorbească. Credeți în ședința de consiliu. Credeți că primarului Barbu să nu ține ședința de consiliu? Domnul Mandu. Nu-i convine, domnule, pentru că el se folosește de acele ședințe ale Consiliului Local pentru că sunt televizate și poate în felul ăsta să se adreseze cetățenilor acestui oraș și să-i mintă pe față. Și credeți că nu sunt convins? Nu, știți care e problema? Știți ce nu înțeleg majoritatea politicienilor, în care ne includ și pe domnul Barbu? Oamenii nu sunt chiar atât de proști pe cât ne crede. Dumnezeule, sper ca 2016 să fie un an atipic și să ne trezim cu toții și să alegem niște oameni care, nu mă refer neapărat la mine, dar avem copii, avem nepoți, avem și noi un viitor, fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Trebuie să ne instalăm acolo niște oameni care să fie cât mai aproape de normalitate, da, fără aere de vedetă și să facă treabă în interesul cetățeanului. Știți, asta e cea mai importantă treabă. Știți ce îmi spuneau colegi, prieteni, oameni din oraș, ne cunoaștem de viață? Îmi spuneau așa, zice, vă știi cum am putea noi să le dăm o palmă la ăștia ca să-i trezim? Să începem să comunicăm pe Facebook și să nu ne ducem niciunul la vot. Să vedem ce se întâmplă atunci cu ei. Își revin, se trezesc, să se ducă dracu vă să ne lase în pace, pentru că ne-au omorât ăștia. Da, nu știu dacă e o variantă. Dom'le, eu am spus-o și iarăși, uite că sunt nevoit să mă repet, am avut un invitat săptămâna trecută și tot așa discutam de probleme cu care ne confruntăm și făceam așa o paralelă, care nu-i firească, între ce a fost și ce este. Nu e normal să ne raportăm la ceea ce a fost. Pentru că dacă ne raportăm la ceea ce a fost, înseamnă că noi nu am fost capabili să facem ceva mai bun decât ce a fost înainte. Și ăsta e adevărul. Eu cred și mi-asum ceea ce spun, Ceaușescu a fost omorât pentru mult mai puțin. Oamenii în situația în care trăiesc acum, trăiesc mult mai rău decât înainte de 1989. Da, domnule, noi ca popor, când pleacă copilul de lângă noi, ni se rupe inima, domnule, pentru că așa suntem noi. Noi nu suntem occidentali. Noi suntem obișnuiți să avem pe lângă noi, precum cloșca, puii, părinții, să fim aproape unii de ceilalți. E un adevăr. Singura oportunitate care, dacă asta se poate numi oportunitate, înseamnă că mie mi-a luat Dumnezeu mințile. Avem posibilitatea să plecăm să muncim în afară. Păi de ce trebuie să fiu slugă în afară și să nu muncesc în țara mea, să-mi fie bine aici? De ce trebuie să nu stau cu neamurile mele, cu copiii, cu frații, cu nepoții? De ce să fiu nevoit să fiu la mii de kilometri depărtare, domnule? Și să aud prin telefon că mi-a murit un om drag și să nu pot să fiu lângă ei atunci? Da, este... Ce ne-au oferit nouă timpurile astea noi, domnule, când se joacă ăștia de-a politicieni, nei ca nimeni, niște oameni din ăștia inventați, care apar acolo într-un context, nu știu cum, o conjunctură, o chestie din asta, prieten cu ăla, cu ăla, apare pe o listă, oamenii pun și ajunge deputat sau nu știu ce, parlamentar. Și îl vezi acolo că e de o prostie incomensurabilă și încearcă să ne țină lecții de viață. Și ia o grămadă bani după urma proștilor ăsta la care mai suntem ca în țară. Cât o să mai meargă nebunia asta, domnule, că eu am ajuns la limita suportabilității. Să știți că dumneavoastră a spus mai devreme că din discuțiile cu acele cunoștințe, prieteni, ați tras o concluzie că ar fi bine să nu se meargă la vot. Credeți-mă că nu este o variantă. Nu e cea mai bună variantă. Oamenii spun. Este o variantă distructivă asta, pentru că în momentul ăsta, dacă se rămâne tot pe un singur tur, și nu vreau să intrăm prea mult în că nu e campanie electorală, dar o precizare. Pe un singur tur, cu cât sunt mai mulți candidați, cu atât lucrurile se pot complica. Adică se poate ieși edil primar cu, eu știu, 10-15%, ceea ce nu este firesc. Știu. Vorbim de cât de reprezentați vor fi
Giurgiu Veni într-un asemenea caz. Da? De asta, părerea mea este că trebuie identificată o echipă sau niște oameni și trebuie mers și convins că aia e soluția. Altfel... Doamne, Barbu a fost ales cu votul majorităților. Bine, a fost... Pentru că a reușit să-i păcălească pe oameni și să le creeze o falsă părere că merită să fie primar. Dumnezeu, și eu am fost unul dintre ei. Știți ce? Știu. Știți foarte bine. Și nu numai eu. Și acum întreb retoric. Oare am înnebunit noi toți aia care nu mai vrem să avem de-a face cu el? Sau problemele stau altfel? Și cred că am spus tot. Într-adevăr. Problema e să nu mai apară farisei din ăștia. Eu m-am săturat. Să mă bată Dumnezeu dacă vă mii. M-am săturat de farisei. M-am săturat de oameni din ăștia care încearcă să pară ceea ce de fapt nu sunt. Mi-a ajuns aici. Mi-e atât de greu, au devenit peste noapte, înainte ca să ajungi actor, trebuia să faci IATC-ul. Acum, au ajuns actori fără să aibă nici un dram de, eu știu, de școală de actorie. Nu știu ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și ce transformări se produc în interiorul lor, pentru că reușesc așa să-și iau o morgă din asta de oameni intelectuali, oameni deștepți, chiar dacă ei sunt bâlbuiți, chiar dacă sunt agramați, chiar dacă nu sunt capabili să lege trei cuvinte, dar reușesc să ne îndobitocesc. Eu mă uit la miliardari ăștia, la multimilionari ăștia, care au bani de nu știu ce să facă cu ei. Dom'le, vă întreb și pe dumneavoastră. I-am întrebat-o și pe nevastă mea, că am zis că aia o fi mai deșteaptă. Păi chiar atât de prost sunt eu încât eu n-am reușit, respectând legea, am încercat și o formă din asta de privatizare. Am fost nevoit să plec în Turkmenistan un an de zile ca să-mi închid datoriile la bănci, pentru că atunci era cu impozitul pe circulație a mărfii, o ICM-ul, și înregistram fiecare hârtiuță din ea. A venit inflația, am intrat în imposibilitate de plată și gata, am fost terminat, și alții care au plecat în aceeași perioadă cu mine, dar care au fost băieți deștepți. Deștepți cu ghilimele de rigoare, care nu înregistrau toate facturile, care bine, au reușit să de trăiască și să meargă. Aia nu știu cât e de deștept. Da, dați-mi voie să fac aici o paranteză. Noi trăim într-o țară în care avem o infrastructură jalnică, dar avem regea asfaltului. Trăim într-o țară în care... cei mai mulți dintre acești miliardari de carton au ajuns prin contracte cu statul. Înțelegeți? Eu vreau să vă spun un lucru. Nu am avut și nu am, niciodată n-am luat un leu de la stat. N-am avut un contract cu statul și sunt al 8-lea an în administrație publică locală. Înțelegeți? Asta înseamnă că vreau să mă păstrez vertical și nu vreau să mă laud prea mult. Lucrurile astea se pot... Unii spun că-s nebun. Înțelegeți? Dar Einstein a spus foarte clar, problema oamenilor inteligenți este că par nebuni în fața proștilor. Așa că nu vreau să intru în detalii și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mi se pare aplicabilă în vremurile astea. Domnul Mandu, nu vreau să spun ce simt eu de cloaca politică, că dacă aș spune, aș speria pe oricine. Credeți-mă. Și nu o spun de fațadă. Asta e. Încerc să evit să spun cu voce tare ce simt. Și atunci ce e de făcut? Și cred că am spus tot. Ce să facă eu oamenii? Sper, nu. Giurgiuvenii, nu. Concluzia e următoarea. Sper să ne lumineze Dumnezeu mințile la toți. Da. Și să găsim soluția cea mai potrivită. Dacă nu, nu știu. Vezi, pentru mai că... candidatul... Vă spun cu mâna pe inimă și puteți să și consemnați undeva și peste ani ne vom vedea și o să vedeți că mă țin de cuvânt. Este ultima dată când voi mai candida pentru ceva în administrația publică locală, pentru că îmi doresc să văd dacă lucrurile pot intra pe un făgaș normal și se poate face echipă cu niște oameni sănătoși la cap. Nu trebuie neapărat să fie oameni de... Nu trebuie să fie neapărat miliardar de carton, nu trebuie să fie neapărat, trebuie să fie oameni, în adevăratul sens al cuvântului. Este foarte important cuvântul om. Știți de ce v-am întrebat, domnul Venică, dacă veți mai candida? Pentru că pe lista
pe care veți apărea dumneavoastră, vor mai apărea și alții. Nu știu dacă știți cine vor fi colegii dumneavoastră după listă. Știți sau nu știți? Nu vreau să intru în detalii. Nu, spuneți dacă da sau nu. În oarecare măsură știu. Bun. Sunteți mulțumit de toți colegii dumneavoastră care apar pe listă? În oarecare măsură, da. E, vedeți dumneavoastră, atât timp cât apare scepticismul și spunem în oarecare măsură și vorbim de echipă care să reformeze clasa asta politică, e deja un mare semn de întrebare dacă poate fi reformată clasa politică. Da. Din păcate, această disipare a oamenilor care ar putea crea un nucleu la un moment dat generează astfel de situații. Dom'le, pentru... m-am uitat la dumneavoastră la ședința Consiliului Local. Pentru prima dată, cu toate că mă durea capul de nebunean, că am avut așa o stare din asta de la o extremă în alta, cu toate că unul dintre consilierii locali țipa acolo, sărim și peste asta, pentru prima dată, la toate ședințele de Consiliul Local la care am participat, am trăit o senzație frumoasă, în sensul că zic, uite, domnule, se poate și așa. Da. Deci, dacă în Consiliul Local ați fi păstrat această atitudine de la început, domnule, nu să se certe. Eu nu sunt adeptul scandalului. Dar cu argumente pertinente, când primarul venea cu o, eu știu, cu un proiect de hotărâri, analizat la sânge, considerați că e bun, îi dădeați drumul, considerați că nu e bun, îl opreați și spuneați primarului, ăsta nu e bun pentru cetățeni, pentru că e una să gândească 21 de minți, da? Și una să gândească una singură. Da, da, vedeți că aici asta cu gânditul a 21 de minți sau câte vă pot fi ele, că de multe ori au fost mai mult decât trebuie acolo. Da, eu mă refer la câți consilieri bun, eu mă refer la o majoritate care să asigure impunerea unui punct de vedere. Aici da. E marea problemă. Pe mine mă nebunește chestia asta cu majoritatea. Eu consider că indiferent din ce partid faci parte, atunci când te duci în fața cetățeanului și promiți că, că vei fi reprezentantul intereselor lor. Și atunci, lăsând deoparte, eu știu, fricțiunile politice, trebuie să țineți cont dumneavoastră, cei pe care noi vă alegem. Noi nu vă alegem pentru partidul. Sub cuvânt de onoare vă spun. La locale e normal să fie așa. Deci să noi aleagă nu alegem pentru partidul. Așa este, noi alegem corect. Oameni care împreună, indiferent din partidul de care fac parte, să pună umărul pentru binele comunității. Orice am văzut până săptămâna asta la ședința Consiliului Local, asta ultima, restul toate celelalte, să mă ierte Dumnezeu. Dar consilierii noștri nu aveau rol decât de marionetă, care cineva a apăsat pe un butonaș și ala bâști, ridica mânița. Pe probabil că de-aia este și șocul pentru domnul primar. Deci, da. E șocul prea mare. Crede. Și îi rog pe oamenii care ne privesc să fie foarte atenți. Foarte, foarte atenți. Nu-mi permit și n-am să-mi permit niciodată să încerc să spun, dom'le, ăla e mai bun, ăla e mai rău. Nu, nu, nu. Oamenii să stea și să analizeze pe fiecare în parte. Pentru că țineți minte ce vă spun. Dacă, Doamne ferește, mai trec încă 4 ani peste noi cum au trecut ăștia 4, dom'le, cred că putem să plecăm în Patagonia, în nu știu ce țară din asta arboricenă, și să ne fie mai bine decât ne e la noi în oraș. Domnul Vericu, așa ca de sfârșit de emisiune, o să vă rog să... Da. Nu știu, dar de fiecare dată timpul trece foarte care repede. Să îi mai bucure pe Giurgiu Vemuș. Eu nu pot să răspund decât următorul lucru. Îi asigur că nu îi voi dezamăgi și poziția mea verticală va fi menținută indiferent de echipa din care voi face parte, chiar cu riscul de a fi exclus așa cum am mai fost exclus, nu asta e important. Important este să menținem promisiunile făcute și să încercăm să le punem în practică cu tot ceea ce ne stă în putință.
pot să vă asigur de treaba asta și o să vedeți că în timp voi demonstra tot ceea ce am promis. Domnul Veric, ultima întrebare și vă rog să fiți scurt. Domnule, eu vă înțeleg verticalitatea asta, dar nu vă e frică? Domnul Mandu, toți ne naștem și murim pe pământul ăsta. Unii din părăsesc lumea aceasta din probleme de sănătate, alții părăsesc lumea aceasta că așa vrea bunul Dumnezeu. Ce e scris, aia se poate întâmpla. După cum vedeți, eu îmi duc crucea cu mândrie, să spun așa. Am impresia de multe ori că sunt un pic pe contrasens, să spun așa. Pentru că trecând o gloată pe lângă mine în sensul invers, cu toate că eu văd că indicatorul este cel corect, încep să mă gândesc și eu, mă, nu cumva am luat-o eu invers. Dar e o glumă. Sunt convins că merg în sensul în care trebuie și ușor, ușor voi demonstra că lucrurile stau așa. Da. Doamnelor și domnilor, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția cu care bănuiesc că ne-ați urmărit. Sincer vă spun că la emisiunea viitoare mi-aș dori să apar în fața dumneavoastră și să vă dau o veste bună care să vă bucure, să vă umple inimile și sufletele de bucurie. Îmi doresc lucrul ăsta. Poate Dumnezeu face o minune, că cel puțin până acum, decât în Dumnealui, ne-a mai rămas speranța în bunul Dumnezeu. Și, eu știu, Dumnezeu poate le luminează mintea și politicienilor noștri și să înțeleagă că într-o țară săracă nu pot exista oameni bogați. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, o seară bună vă doresc.